Au cunoscut mai bine personalități despre care nu știau mare lucru, au admirat lucrări de artă plastică, au interacționat cu lumea cărților, au întâlnit față în față oameni de marcă sau au participat la competiții culturale. Elevii giurgiuveni au avut ocazia ca în ultimii ani să desfășoare la Biblioteca Județeană și alte activități decât cele obișnuite, de împrumut carte sau de lectură. Despre aceste acțiuni organizate în baza unor parteneriate a vorbit astăzi în sala de lectură profesoara Adelina Mișoc, în cadrul unei întâlniri cu tema Rolul parteneriatului școală-bibliotecă. Parteneriat educațional aduce în prim plan rolul definitoriu al activităților extracurriculare care duc la formarea competențelor cheie ale elevilor. El este liantul unei comunități care se exprimă și gândește în mod liber și fără prejudecăți. Adelina Mișoc a dat și exemple de activități desfășurate în virtutea parteneriatului dintre Liceul Nicolae Cartojan și Biblioteca Județeană Ia Basarabescu. Incursiuni în lumea minunată a cărților, ziua cercetătorului și a proiectantului din România, centenar Eugen Ionescu, Johann Gregor Mendel, tatăl geneticii moderne, 9 mai, ziua Europei, identitate culturală în context european, nuntă la români, ziua internațională a patrimoniului,